Doamnelor și domnilor, începem vlogul de travel din Malta. Atât de liniște aici, nu vine să cred. Adică nu trece nicio mașină pe stradă, apă cât vezi cu ochii împrejur. Singura chestie e că eu m-am pregătit cu haine destul de subțire. Am zis, mamă, 20 de grade, o să fie lejer, o să fie cald. Și când colo bate un vânt aici pe insulă de mori, boss. Deci dacă veniți pe aici prin Malta în ianuarie, luați-vă niște geci și niște hanurace. Aseara am dormit nu în clădirea aia albă, ci în cea de lângă și aveam un view atât de frumos către mare, deci m-am trezit și vedeam din pat Marea Mediterană și eram wow. Am aflat și eu cum se citește X-ul la ei, deci X-ul se citește Ș. Marsa Xloc e de fapt Marsa Xloc, care este o localitate în sudul insulei unde există un fish market. O piață cu pește, cu localnici, unde vreau să merg să văd ce e acolo. Încep să cred că să iau autobuzul nu a fost cea mai bună opțiune, pentru că aștepți după ele, nu știi când vin, nu știi dacă se respectă programul. Mai frumos decât clădiri și monumente e să te pui așa în mediul ăsta cu oamenii locului, să intri în legătură cu ei, să-i vezi cum sunt. Cum își duce un maltez viața aici, de fapt? Uite, cred că mi-a venit și autobuzul. La fix. Iată că am ajuns în Marsa Xloc și sunt fix aici unde pe Maps scrie că ar fi această piață. Și nu văd nicio piață. Văd scaune, văd niște mese. Văd niște delimitatoare din astea pe pământ cu numere, 155-154, deci presupun că aici, fix pe unde mă plimb eu acum, în curând o să-și pună oamenii tarabele, cred. Mă așteptam să fie mai multă lume, sincer. Ceea ce îmi place în schimb aici sunt bărcuțele astea vopsite în culori foarte vibrante și cum stau ele așa parcate. Okay, so because of the weather, nobody comes. And these markings on the pavement are for the market. Ah, yes. Pentru că vremea este capricioasă și pentru că e marți și nu e duminică, nu e niciun market aici astăzi, așa că nu vedem piața, nu facem piața azi. A venit dintr-o dată ploaia, câteva picături așa, ploaie cu soare. Am închiriat un scooter și am venit cu el până aici, în acest golfuleț numit St. Peter's Bay. Dar trebuie să am grijă să nu cad, că e nasol. E super liniștitor, hai că aș sta aici câteva ore bune, doar să mă uit la valuri. Oh, shit! Doar ce mi-a intrat țărână în ochi. Cagula asta eu nu port așa de show, frate, e super vânt afară. Dacă n-ar fi fost vânt și ar fi fost temperatura așa cum e acum, ar fi fost perfect. Orașul în care mă aflu acum se numește Marsa Scala și cum am ajuns aici? Am fost în golful acela pe care vi l-am arătat, apoi de acolo am luat același scooter, l-am închiriat și am zis să vin aici. Doar că pe drum s-a pus o ploaie, frate, deci nu știu cum e vremea aici, că ia uite, iar apare un nor în spate, o să se pună ploaia, sunt sigur. Clădirile... Zici că sunt Aidoma cu alea de prin Iordania. Malta s-a aflat fix la confluența dintre Africa de Nord și Italia. Până și limba e o combinație ciudată între arabă, scrisă cu caractere latine, și italiană, pe care foarte puțini oameni o mai vorbesc.
Bine, o vorbesc pe aici, că am auzit, vorbeau între ei și nu înțelegeam nimic. A doua limbă oficială este engleza și majoritatea știu și engleză. Bă, Vere, dar ce denumiri complicate au. Marsa Scala. Și unde am stat azi noapte era, se numește Ishaira. Deci sună arabesc. Și iată că în Malta se reciclează oameni buni. Vin oamenii cu sticlele și le aruncă la coșul de gunoi corespunzător. Mi-a luat ceva să mă obișnuiesc cu condusul pe partea stângă, pentru că efectiv îmi venea să stau pe dreapta, cum suntem noi obișnuiți, și aici ei mergând pe sistemul englez, că na, au fost, s-au ținut de britanici până prin 1960 ceva, toată lumea merge pe stânga și era, nu uita că faci accident. Bă, faci ce faci și aici în Malta tot de mare dai. Te învârți cum te învârți și tot de mare dai. În spatele meu este un, ar părea o stație de autobuz, dar nu este doar o stație de autobuz sau o casă de bilete, ci este Loteria Maltei. Bă, dacă tot stai aici, de ce să nu pun și eu bilet la loto? Hai să vedem cum decurge experiența. When is the draw? Today. Today. Can I pay by card? No. Oh, is there any ATM nearby? E 2 euro să pui la loto aici și... și nu merge decât cash. Dar de ce scoateți, domnule, 2 euro de la bancă, mă? Vreau să-i joc la loto, să fac 2000. Ok. 77. Dar vine multă lume aici, adică numai de când am venit eu, mai venit doi oameni. Ia uite, și pe moșul din spate și el vrea să-și încerce norocul. Deci știi că extrag din 80 de numere doar 5 și trebuie să nimerești 4 din ele, ceea ce e super greu de crezut. Așa arată, domnilor și domnilor, un bilet la loto aici în Malta. Eu am pus următoarele numere. Cum ar fi? Pleci în Malta sărăcan, dar te întorci milionar. Bă, sper că se aude ceva, măcar un pic, pentru că un view ca ăsta, așa... așa măreț se vede superb de aici. Am ajuns pe... sper că pronunț corect, Dingley Cliffs sau ceva de genul, Dingley Cliffs. Bro, nu-i normal așa ceva, ce-i cuvântul ăsta? Te mută din loc, ești nebun, ia uite. Acum, fără Caterin, că e super frumos aici. Trebuie să vin și vara, trebuie să vin și vara. Asta să treacă ploaia aici, lângă fabrica de ciment, efectiv. Și am vorbit cu un indian care aștepta și el să treacă ploaia. Și acum, finally, vine autobuzul, că am așteptat 40 de minute, ești nebun la cap. Ia uite. Cu băieții de la fabrică. Cât de liniște poate să fie pe străduțele astea pe aici prima dată. Cât de liniște. Stânga nimeni, dreapta nimeni. Deci practic unde suntem noi acum, aici e o peninsulă. Și după aia mai e o mică peninsulă acolo. Și dacă nu mă înșel, încă una dincolo. Deci Valeta e acolo, pe cea de-a treia. Ce am realizat aici este că, boss, eu niciodată nu o să fiu cel mai cult om, încă nu o să bat Wikipedia la informații despre un loc. Uite, clădiri, monumente. Păi pe astea le vezi și pe Google Maps. Ceea ce face cu adevărat interesant un loc sunt experiențele, oamenii pe care îi întâlnești acolo. Așa că, gata, goal-ul meu astăzi și în zilele următoare nu mai e să filmez bărci sau cetăți sau na, locuri. Random, am intrat în discuție cu un indian care aștepta și el autobuzul și am vorbit puțin despre viața lui. Bă, omul a fost personal trainer în India, dar a venit aici ca să facă mai mulți bani pentru familia lui. Poveste super emoționantă. Am făcut schimb de Instagram și când am ajuns acasă mi-a dat mesaj că you were the first foreigner that talked to me like this sau ceva de genul. Adică, bă, super, super frumos. Cred că cu asta rămâi, cu experiențele și cu oamenii pe care îi cunoști. What's your name? Suleiman. Sunt aici cu Suleiman. We look hotel. Și căutăm un hotel. Yeah, we're looking for a hotel for him because he does not have a internet connection and he asked me if I could help him. And then I told him let's check for the closest hotel
that it is in your budget range. So now we are kind of searching for this hotel that I saw on Google Maps. So let's see if we are lucky. Hai că l-am cazat pe Suleiman aici la hotelul The Windsor, de 4 stele, ești nebun. Și mi-a zis că n-are mai mult de 25 de euro să plătească, ăștia voiau să ia 35. A fost așa un pic aiurea, dar gen, am negociat-o frumos cu ei și l-am lăsat pe băiat acolo. Și acum continuăm aventurile. Să vezi ce chestie. Aici, ca să oprească autobuzele, trebuie să le faci cu mâna, că altfel nu opresc. Și au trecut vreo 3 autobuze pe lângă mine și bă, nu oprea niciunul. Și la un moment dat am întrebat pe un tip, bă, de ce nu oprești nicio auto? Și mi-a zis, păi l-ai făcut cu mâna. Cum? Așa ca la ocazie? Da, da, așa ca la ocazie. Dacă iarna totul e așa de verde, da, păi vara, cum e? Cred că sunt toate pârlite de soare. Cred că vlogul ăsta o să fie o prăjeală maximă. Adică n-am avut niciun plan. Nu știu, nu știu ce să iasă. Dar, până la urmă, fiecare călătorie cu specificul ei, fiecare călătorie cu întâmplările ei. Deci ce se întâmplă este că ne învârtim în cerc, frate, de vreo 15 minute. Deci ei au mai mulți oameni din oraș care au petrecut până acum și acum vor să plece acasă în alt oraș. Deci aici eram și acum 15 minute și doar ne-am învârtit în cerc. Nu știu cât de coerent o să fiu în clipul ăsta, că sunt destul de obosit după aseară. Mă duc cu autobuzul în Popey Village, unde au filmat ăștia acum ceva ani filmul Popey. Băi, răcoare, dar nu se simte mai frig, se simte chiar mai cald pentru că nu mai e vânt azi. Autobuzul m-a lăsat aici într-o stație la vreo 25-30 de minute mers pe jos de acest Popey Village pe care vreau să-l vizitez. Aici stația. Nu m-aș baza pe ce scrie aici pentru că niciodată în astea 3-4 zile n-au venit la timp autobuzele. Mai stau 2-3 minute și dacă nu, merg pe jos. Clar, nu vine niciun autobuz, mă duc pe jos. Deci ca să vedeți, aici mă aflu eu acum. Și fratele vostru nu a plecat pregătit de acasă. Nu m-am gândit și eu, frate, să iau un umbrelă sau o pelerină de ploaie, ceva. Nimic. Așa că iată-mă aici, între măslinea, adăpostindu-mă de ploaie. Deci așa arată Popey Village. S-a răutățit vremea, la soală treaba, flow rău de tot. Nu mă mai duc acolo că deja după aia o să trebuia să mai fac încă 30 de minute până în oraș. Care e planul acum și ce vreau să fac acum? Vreau să ajung în Sliema, în orașul dintre St. Julian și Valletta. Pentru că acolo este acest business, Dive Shack se numește, unde, ghiși ce, poți să faci scufundări. Le-am dat mesaj pe Instagram, au zis că se poate, abia aștept. Sper să ajung în timp util. Mamă, frate, s-a pus ploaie ea. Nu înțeleg vremea asta. What did you say? What's your name? John. John, nice to meet you, John. I'm Dan. You basically saved my day. Hey, yeah. I did not expect this weather when I came. But it's changing so fast. Tomorrow I'm leaving already. I've been here for the past 4 days. I've been to Dingley Cliffs, you know, the cliffs. It was so windy that I could barely keep myself up. And now I see it's raining today. Deci s-a pornit o ploaie. O ploaie de-aia nasoală rău de tot, boss. Și... și am făcut mâna repede cuiva să mă ia gen cu autostopul și m-a luat un om super de treabă, mi-a salvat ziua și omul m-a luat și m-a dus fix în stația de autobuz, fix de aici de unde merg către următoarea destinație. Am fost aici la băieții cu diving-ul și mi-au zis că, boss, ești prăjit, tu nu știi să nozi bine și vrei să faci diving. Mi-a zis că requirement-ul era să este să pot să not confortabil 200 de metri. Ce frumos era. Făceam diving aici.
Ia uite, e un om în apă, Doamne ferește. Îmi pare rău că era și mecher tare, frate. Mă notam cu delfinii. Și eu știam de la un tovarăș din București că tu înălțimea, practic, în apă o reglezi dintr-un device, dintr-un dispozitiv, din presiune, știi? Adică nu trebuie să știi să nozi ca lumea. Deci mi-au zis, bă, n-ai cum să te baci, frate, dacă nu știi să nozi gen măcar 200 de metri confortabil. Hai că asta e de ținut minte. Aici eram la restaurant la Bognur sau Bognor astăzi și m-am întâlnit cu domnul Cătălin, care e român și eu abar n-aveam. Sănătate! Și a venit la mine la masă să-mi zică, dar bineînțeles, ce vă ofer, după ce m-a auzit că vorbeam cu mama la telefon. Deci uite de și tu, bă, românii peste tot, îi găsești peste tot, care erau șanse? Deci aici, la restaurantul Bognor sau Bognur, dacă ajungeți în nord-estul Maltei, în Bugiba, aici în oraș, treceți pe la terasă, pe la Mr. Chef. Hai că am ajuns în sfârșit la aeroport. Doamne, doamne, deci fix aici acum aveam 2 km, 1 km jumate. Se lucra la drum, se lucra la străzile astea ale lor și au fost 3 ocoliri, gen drumuri ocolitoare. Dar până la urmă am ajuns, l-am parcat și mergem la aeroport. Hai că a fost frumoasă și vacanța asta. Sper că v-a plăcut. A fost așa cam pe repede înainte, totul cu ploaie, cu vânt, cu multe peripeții, dar a fost frumos. Sper total, mi-a plăcut. Aș vrea să vin aici totuși și vara, când e cald și frumos. Nu, na, nu vânt și ploaie. V-am salutat, ne vedem în călătoriile următoare. Pa!